copii! Salut, copii! Și iată, a venit ziua cea importantă, că noi ne-am mutat, prieteni. Iată, mama stă la ușă, Irăcica cu Andrei este în coridor. Acum vom vedea prima reacție a ei. Cine vrea să vadă prima reacție a ei și totodată o să vedem. Cine a ghicit? Ce am cumpărat noi? Casă sau apartament? Așa că rămâneți cu noi și vă vom arăta. Da. Hai, cheamă pe Irăcica. Irăcica! Irăcica! Hai! Hai să vedem, prieteni, prima reacție a lui Irăcica. Casă nouă! Super! Bun venit, Irăcica! În casă nouă! Uitați-vă și Andrieș cum se bucură! Uitați-vă câte emoții! Prieteni, aici este doar holul. Dați să vă arătăm pe rând, Irăcica. Aici este holul, după cum ai observat. Uitați-vă aici cum arată podul nostru. Prieteni, țineți minte când am făcut videoul, când ne mutăm, am întrebat pe care perete. Eu am avut în vedere, iată, pe peretele acesta, Irăcica. Aici să le punem aceste butoane. Da. Aici a fost un portret care au trăit stăpânii până la noi, au luat portretele și eu știam de acest lucru. Și mă gândeam, poate aici să aranjăm aceste butoane. Da. Prieteni, scrieți în comentarii. Iată, acesta este holul nostru, prieteni. Aici este un televizor foarte mare. Aici este un dulap, Irăcica. Ea apasă cu piciorul pe acel alb. Apasă. Apasă, încă o dată. Nu. Acum. Mai încet. Iată așa. Acest dulap este, prieten, pentru acei lenoși. Ca să nu se mai aplece, doar apeși cu piciorul și el se deschide. Și el închiză. Iată aici este, prieten, eu aici cred că o să-mi pun toate cupele mele, toate trofeele mele. Nu, o să vedem, o să ne gândim încă. Hai, dar ce, mergem la bucătărie? Da. Prietene, mă văd în cameră. Wow, iată, uitați-vă așa un dulap. Un dulap foarte mare. Eu ador oglinzile. Uitați-vă, așa arată dulapul nostru. Aici se pun pantaloni. Pantalonii tăi ai mei. Aici poți să-ți ascunzi. O să facem de-a v-ați ascunsele, da? Da. Wow. Aici încălțăminte, aici parfum. Nu, încălțăminte afară, Irăcica. Încălțăminte afară. Da. Haideți să dă-s o luăm pe rând, prieteni. Bucătărie. Iată aici așa la intrare avem o cameră de luat vederi. Și eu mă văd acolo. Când ne sună cineva, noi să vedem de afară cine ne sună. Da? Da. Așa. Aici este bucătărie. Aici este bucătăria noastră, prieteni. Iată, o masă așa mare. Iată o masă așa mare. Prieteni, vreau să vă spun că este foarte grea această masă. La comandă. Da, este făcută la comandă. Pentru 6 persoane, exact. Stăpânii care au trăit până la noi, tot au fost 6 persoane. Iată aici este așa un televizor, prieteni. Un televizor. Aici noi vom... Doar vom lua micul dejun, prânzul, cina o vom face, da, acolo mama deja tu o să-ți pui toate lucrurile tale necesare. Iată așa, prieteni. Da, asta nu se deschide. Asta nu se deschide, da. Jos este așa un dulap. Aici la bucătărie, prieteni, ce-mi place aici, că este foarte luminos. Noi special și am ales să fie luminos. Asta este plita. Frumos aici. Da, lavoarul, geamul. Da, să mă întorc așa, că când filmez în lumină, pe așa se primește întuneric. Mașina de spălat. Da, uitați-vă, prieteni, este foarte și foarte aici frumos aici. Da. Iată așa este, aici, așa arată bucătăria noastră. Aia, ragazul ăsta este fix calabete. Calabete, da? Da. Uh-huh. O să vedem. Cum este la ce noi și cum este... aici e... Da, uitați-vă așa un covor. Avem prieteni aici la bucătărie. Super. Dar televizorul mă... Cum, Irăcica? Super tare! Îți place sau mergem înapoi la noi acasă? Nu, aici rămânem! Aici rămânem, vrei aici să rămânem. Prieteni, da. Irăcica... Irăcica ierta la lumină, da, este foarte frumos. Da. Irăcica, dar tu n-ai văzut mai departe. Asta tu doar ai văzut, doar bucătărie și intrarea, holul. Da, mergem mai departe. Mergem mai departe, Andrușa. Wow. Da, hai vină la tata. Da, asta ce? Aceasta este, Irăcica, ceva cu sare, nu unesc. Vină încoace. Irăcica, vin încoace. Bine. Asta dormitorul nostru. Wow, cât este de frumos! Acesta este dormitorul nostru. Acesta este dormitorul nostru. Aici tot la comandă. Wow!
iată așa încă un dulap foarte mare. Mama, numai ei trebuie doar dulapuri mari. Ei place ca să fie totul aranjat. Așa un televizor încă aici noi avem cu mama în camera noastră. Mama deja odihnește, mama, că după atâtea zile de lucru. Wow, Irăcica deja începe să se joace cu mine de v-ați ascuns. Irăcica, unde ești? Ești în cap 4 de mine. Wow, Irăcica. Super. Este foarte mult loc acolo. În cap tocmai 4. Iată, acum vom avea unde să punem toate și toate hainele. Televizor. Da. Wow, dar ăstea ce sunt? Asta e bra, eu nu știu. Bra, eu nu știu cum se numesc în limba română. Prieteni, scrieți-ne în comentarii cine știe dintre voi. Și haideți mai departe, haidem la baie. Hai la baie, mergem. Aici, iată, a, telecomanda aici este. Asta este ceva să respirăm cu sare. Așa ne-au spus stăpânii care au trăit aici. Vedeți, salut ecoul aici, deoarece ea este goală. Salut! Salut, prieteni! Eu sunt în cameră. Iată așa avem WC-ul nostru. Ce oglindă frumoasă! Baia. Și mare, da. O oglindă, da. Prieteni. Se deschide oglinda? Păi și normal că se deschide. Păi da, unde o să-mi ții toate lucrurile toate? Prima dată văd că oglinda se deschide. Se deschide, Irăcica, se deschide. Eu am mai văzut. Așa, asta a fost baia, prieteni. Da. Hai că mai avem încă multe de arătat. Așa, da. Hai. Mergi. Trecem în camera și camera aceasta. Uitați-vă și Andriș. Asta este camera pentru oaspeți. Prieteni, cine dintre voi vrea să vină la noi în ospeție, poftim veniți. Și iată, aceasta va fi asta va fi camera pentru oaspeți. Ce, Irăcica? Super, eu nu m-am așteptat la așa frumusețe. Îți place? Da. Eu mă bucur, prieten, că îți place. După cum văd și lui Andrieș, îi place foarte mult. Asta este foarte bine. El nu înțelege că noi rămânem aici. El crede că noi am venit la cineva în ospeție și stăm puțin și plecăm, da? Dar noi vom rămâne. Cine vrea că... Poate vrei să ne întoarcem acasă? Poate... Nu, eu vreau să rămân aici. Vrei să rămâi aici? Așa, prieteni. Mergem mai departe, da? Aici este, iată așa, o saltea ortopedică. Acum mergem mai departe. Da, uitați-vă, niște covorașe din partea stângă și dreapta. Mai mare și șlepani. Așa, și prieteni, încă o dată vă arătăm holul. Uitați-vă din partea asta. Uitați-vă cum este făcut aici peretele. Vedeți, este foarte frumos făcut. Și Andreș deja s-a apucat de treabă. Și aici, prieteni, iată așa arată holul. Irăcica, dar noi acum ce a rămas? A rămas camera ta. Camera mea. Iată, aceasta este camera ta, Ira. Stop. Acum, ce stop? Pe ea eu nu o să deschid acum. Nu am înțeles. Până nu o să amenajez, eu nu o să arăt. Dar tu nici n-ai văzut-o, e poate este și amenajată deja. Cum, tu nu ne arăți camera ta la, până nu. Acela prieten? Nu. O să amenajez și după aceea o să vă arăt. Wow, prieteni, mama, tu te-ai așteptat? Eu nu m-am așteptat la așa da, ceva. Nu m-am așteptat. Păi, dar facem room tour la toată casa, parcă am spus, nu? Nu, camera mea va fi aparte. Aparte vom filma camera ta? Da. Eu nu m-am așteptat, sincer, prieteni, la așa ceva. Copii, scrieți în comentarii. Vreți ca să facem room tour la camera lui Irăcica sau da. Nu? Mie mi se pare că toți vreți. Eu dar tu cum vrei să o amenajezi, Irăcica? Mie este foarte ia interesant. Ia să amenajezi foarte frumos. Foarte frumos o să o amenajezi. Iupii! Sunt foarte fericită că noi și am tata. Ajutat cu Claudiu aici. Da, pentru mine este ca o surpriză, acum eu nici nu m-am așteptat. Eu noi am spus că facem room tour la toată casa, house dar Irăcica, sau cum se numește, house tour? House tour. Dar acum se primește că vom face room tour la camera lui Irăcica, da? Da, la oh. Și place mult aici. Da, Andrușa, da. Prieteni, uitați-vă aici, am adus niște bagaje până ce, deocamdată. Și aici intru în acest apartament, cu mulți m-am întâlnit afară. Te-ai întâlnit cu mulți? Te-au da. Cunoscut deja aici afară? Da, ce vă să mă întrebi? Dar ce te întrebau? Dar ce, Irăcica vă trăiește în Moldova? Wow! Și nu numai în Moldova, dar cine te-a salutat pe tine astăzi, prieteni, voi fi și vecini. Da. Nu numai că în Moldova. Dar pe ce, nu știau că tu trăiești în Moldova? Fetița a spus că deja a cunoscut unde trăiești și a vrut să vină în ospeție.
A, dar eu nu ți-am mai spus să noutate. Noi astăzi, prieteni, astăzi ne-am mutat și astăzi așteptăm niște oaspeți. Oaspeți, da. Așa că deodată avem oaspeți. Tot este o surpriză și pentru tine și pentru prietenii noștri. Așa că dacă vreți să vedeți cine vine astăzi la Irăcica Info în ospeție, astăzi, chiar astăzi, Irăcica. Chiar astăzi, cât peste câteva ore vor veni niște oaspeți pe care tu nici nu te gândești că ei pot să vie la noi. Așa că, prieteni, urmăriți videoul următor și o să vedeți cine a venit la Irăcica Info în ospeție. Așa că, prieteni, urmăriți videourile noastre. Bine, eu de ce vreau să mă grăbesc? Voi aveți, uitați-vă, câtă treabă. Eu mă duc să întâlnesc acești oaspeți. Îți dau doar un indiciu. Nu sunt de la noi din țară. Și gata. Sora mea de la America? O să vedem. Nu sunt din țară și eu trebuie să plec să îi întâlnesc. Nu poți să deschid ușa de la bucătărie. Bine. Prieteni, dar dacă v-a plăcut apartamentul nostru și vreți să vedeți cum arată și camera mea, puneți multe like-uri și nu uitați să vă abonați pe canalul nostru.